Suntem la minutul 91 și vom analiza întreaga etapă, nu doar meciul din Ștefan cel Mare. Și salut și pe invitații mei de la această oră, Cornel Dinu, bună seara. Bună seara. Emil Gădinescu de asemenea, salut. Te salut, salut, Emil. Ce-ar fi de spus, domnul Dinu, după acest meci? De ce încep cu mine? Că la mine se băteau cele două părți bolnave din inimă. Adică Chindia, unde am crescut până pe la vreo 17, Târgoviște, unde am crescut, și Dinamo, unde am vreo câteva decenii bune sub toate formele, cine le mai recunoaște dacă în ziua de astăzi. Și numai probabil în situația actuală, numai legătura sufletească a mea cu Chindia putea să ajute Dinamo. Și de asemenea manieră. Și de asemenea manieră, care sigur puteți o interpretați, Emil a și comentat meciul și ca de obicei l-a comentat perfect. Ceea ce pot să spun este, sunt trei lucruri, depinde cât timp ai, foarte scurt. Sigur, Târgoviște n-a mai câștigat, Dinamo n-a mai câștigat, sunt niște lucruri așa care te pun pe gânduri. O să-mi iau doză dublă de somnifer să dorm la noapte, chiar de ziua mea de 2 august 3-1 cu Clinceniu. Și câștigă de maniera în care am văzut cu toții astăzi, Târgoviștea, Chindia, având ocazii care cred eu că noi am avut în 7-8 meciuri până acum. Este interesant simbolul. Deci eu am prins în copilăria mea de la Târgoviște, am prins prima dată echipa de fotbal, se numea TCT, Tennis Club, cum era în toată lumea după model englez, undeva pe lângă gară, pe lângă 12 Roșiori, unde a fost împușcat Ceaușescu, mă rog, e o discuție mai lungă. E bine, după aceea s-a numit Metalul Târgoviște și acum Chindia. Deci Chindia la partida aceasta este un paradox. Ea, tot ce a câștigat până acum, sigur, e într-o zonă delicată a clasamentului, a câștigat apărându-se și pe contraatac. De data asta, la ce are Dinamo, a trebuit să atace. Iar sensul de Chindia este un sens defensiv, pentru că turnul Chindiei este un turn făcut în a doua domnire a lui Vlad Țepeș, se pare pe la 1450, între 1454-1462, care este un turn de observație și de apărare, așa cum a jucat Chindia până acum. Când s-a dus în atac, a avut 5 ocazii mari la fotbal pe care le-a ratat. Chindia era, dacă vreți, un simbol al pazei cetății, unde se închideau cele 5 porți ale cetății, să țineau armamentul, să uitau la est când veneau tătare și la sud-est când veneau turcii și de cele mai multe ori de acolo pleca spre liniile, că au fost vreo 3 asedii ale cetății domnești de la Târgoviște, plecau săgeți, eu știu, surițe spre dușmani. Și acum Chindia a fost obligată să se atace. Și a dovedit că e mai puțin pregătită să finalizeze atacuri, pentru că atacuri a avut. Și în acestea care le-am notat eu, 9 situații, 5 au fost foarte mari, aproape incredibile. Acesta ar fi un aspect. Deci, al doilea aspect care mă surprinde, sigur, e foarte bine pentru Dinamo, ar fi bine să se ridice. Ceea ce nu înțeleg este o declarație, dacă vrei, a lui Milcea Rednic, care a făcut-o chiar la o conferință de presă, care mă surprinde că n-are nimic comun cu mentalitatea lui Dinamo. Aduceți-vă aminte că acum câteva zile, probabil că în prefața jocului, a spus că din aceste 3 jocuri pe care le mai are acesta, la Mioveni, în cursul săptămânii și ultimul la Constanța, își propune să obțină 5 puncte. Dom'le, dați-mi voie să vă spun cu toată sinceritatea că dacă pe timpul meu cineva, un capitan de echipă sau un jucător de la Dinamo făcea o astfel de afirmație că în următoarele 4 meciuri trebuie să luăm 6 puncte sau 7, era terminat, nu mai juca în echipă. Pentru că exista o mentalitate de învingător. Sigur că noi trebuie să ne gândim la ce material de jucători are Rednic. A luat în considerare situația în care e acum Dinamo. Și a spus 5 puncte ar fi bune. Din punctul ăsta de vedere, dar este total în contradicție cu mentalitatea de decenii a lui Dinamo. La Dinamo, când făceai un meci nul sau când pierdeai, era ședință, la fel cum conducătorii care au avut Dinamo, de la generalul Staicu, eu știu, dacă vreți, general Diaconescu, și erau foarte mulți. Domnul Dinu, haideți să ascultăm pe Iliev, că a fost personaj important în acest meci. Și apoi ne întoarcem, da, Iliev. Nu a câștigat echipă niciun meci și pe un teren foarte greu, și pentru noi și pentru ei.
și până la final sunt bucuros că am reușit să câștigăm cele 3 puncte. Explică-ne un pic, ai fost extrem de nervos la faza penaltului. Nu, am întrebat cine au făcut penalti, că nu știam, dar nu contează. E bine că am avut și noroc la faza asta, că au ratat ei penaltiul asta și până urmă era bine că s-a terminat 1-0. Deci tu nu crezi că a fost penalti acolo? Nu știu exact ce s-a întâmplat, nici nu m-am uitat la fază, că sunt exact după meci, cum vedeți și voi. O să mă uit acum, nu știu. Bine că au trecut. Bun, după penalti faci un sprint către Ovidiu Hațegan. Ce ai spus? Nu contează. Meritat, deci, cartonașul? Da, probabil da. Când te duci la arbitru, mereu e cartonașul. Regreți un pic acel... S-a întâmplat, nu? Suntem și noi fotbaliștii care... Știți, în timpul meciului că sunt și nervi mult și... Când nu câștigi toate meciurile la rând, e și greu. Normal să fim și noi un pic mai nervoși. Bun. Odată cu această partidă, vezi că Dinamo se poate așeza pe acel drum pe care fanii până la urmă îl așteaptă și cred că și voi. Da, normal. Am așteptat mult timp pentru victoria asta. Am avut meciurile care am condus. După aia ne-au egalat ultimele minute. Și era greu și pentru jucătorii. Oamenii care sunt în fotbal știu foarte bine când nu câștigi atâta timp că pierzi și încrederea un pic în tine și era bine astăzi să câștigăm meciul ăsta și sper să mergem spre bine. Era... Că sunt 2 meciurile până când se termină campionatul anul ăsta. După avem un pic pauză și sper să ne revenim ianuarie în forma mai bună. Era frustrant să te uiți la Dinamo, să-i vezi ultimii în clasament? Nu, niciodată. Eu am venit, echipa era pe locul 15. Deci nu regret pentru nimic. Asta era alesul meu. O să fie până când am contract aici și până când oamenii sunt mulțumiți de mine. Mulțumim. Cu plăcere. O să comentăm și faza aceea în care Chindia a primit penalti, dar vă întrerup să se întâmplă. Deci, reiau, în mentalitatea lui Dinamo, de la înființarea ei, dacă vreți, de la anii 50, Băcuța, Angelo Niculescu, antrenor, Coloman Brau Bogdan, conducătorii care erau și până când, cred eu, în timpurile de început ale celebrele administrări Negoiță, n-a existat această mentalitate la Dinamo. Și chiar dacă a venit în vara lui 83, sunt convins că Mircea Rednic are această mentalitate la Dinamo de a nu exista să-mi fac calcule. Dacă am 3 meciuri, trebuie să le spun la jucători și să-i înarmez, trebuie să scot 9 puncte. Asta este mentalitatea, asta e trăirea lui Dinamo. Sigur că, într-un fel, trebuie să încerci să-l înțelegi și pe Mircea Rednic. Adică el știe ce material uman are, la ce s-a ajuns, ce achiziții s-au făcut și așa mai departe. Și aici, dacă mai îmi dai voie 3 minute... Am avut o imagine foarte interesantă aseară. Eu am, printre scriitorii moderni a Italiei, mulți îl apreciem pe Curzio Malaparte. Curzio Malaparte are o istorie teribilă. În sensul că el pleacă în 1920 cu Mussolini. În momentul în care Mussolini are anumite devieri, limită și este trimit în insula Lipari, unde stă vreo 5 ani deportat, dar scoate ginerele, Ceanu îl scoate de acolo, este diplomat, scriitor, poet, înființează fel de politician și el are câteva romane extraordinare, după care s-au făcut și filme. Deci, unul din romane și care seamănă, după părerea mea, mi-am făcut această figură de stil cu Dinamo, aș putea să vorbesc despre Curzio Malaparte, care, în punct de vedere al vieții ca scriitor, se apropie pe undeva de Hemingway, care a plecat cu războiul din 36 în Spania. Deci, mi-aduc aminte că în acest roman, Pielea, este o scenă extraordinară. Deci, romanul apare în 1900... Bine, el, Curzio Malaparte, trece să dă partizan în 44-45, aia nu-l recunosc, de acolo se duce la comuniști, nu, așa zice comuniști, nu-l recunosc, și termina cerând Papei Pius al XI-lea să-l împărtășească și să-l treacă la religia catolică, când moare în 1959. Și are în acest roman, Pielea, o scenă extraordinară. După debarcarea din vara 1943 a americanilor și a englezilor
în Italia. Deci există întâi prima debarcare, este în 43, este în Sicilia. Și după aceea au un 44 la Anzio și așa. Când momentul în care, foarte scurt și închei, în momentul în care debarcă trupele aliate cu Petain la comandă, statul major interesant, că a fost chiar la Teleze, unde am stat cu echipa națională în 1990, Patton a avut niște conflicte pentru că l-a avut de acolo să treacă mai departe, să scape Balcanii, poate avea altă soartă. Este interesant că în momentul în care armatele, sigur, învingătoare apare, este film făcut, pielea recunoscut, în care joacă, Curțiu era și corespondent de război, și ținea legătura între cele două comandamente, așa zis italian și al aliaților. Și în momentul acela arată cum intră armata americană și englezii, intră în Napoli. Și când intră în Napoli, foarte scurt, un tank unde se oprește într-o, așa zic, palațetă unde era un bordel. Și apare tancul. Băieții se suie pe scări, se duc la bordel, să petrece ce se poate întâmpla și când se întorc nu mai găsesc tancul. Sub tank era o pată de motorină. Deci ăsta este lotul lui Dinamo. O pată de motorină care rămâne exact ca în pielea după ce italienii furaseră tancul și a rămas doar motorină. Asta a fost soarta lui Dinamo. Vreau să vedem și două faze din perspectiva arbitrajului. Suntem în așteptarea lui Mircea Renii la Flash Interview. Faza penaltiului, pentru că a fost condensată vehement. E adevărat că decizia lui Hațegan nu este de penalti imediat după ce are loc acel, mă rog, duel între portar și Matiș. Iată, îl vedeți, practic el lasă jocul să continue și întrerupe meciul doar pentru că rămân jucătorii la pământ, Emil. Adică el nu ia nicio decizie. Nu. El, decizia exact. Lui este să întrerupă jocul. Da. Da. Și să aștepte varul, pentru că arbitrează mai mult în străinătate decât la noi. Da. Sunt obișnuiți cu așa ceva. Cum vi se pare faza? Emil, că tu ai comentat decizia asistentului că el dă penaltiul, e corectă? Da. Eu zic că da. Acolo e un fault. Portarul iese prost, iese hazardat, mingea e mult mai scurtă decât crede el și îl lovește rău de tot pe băiatul ăsta. Nicio legătură cu mingea. El se duce cu brațele în gâtul lui Matiș. Da. El vrea să ajungă la minge, dar mingea nu e acolo. Aia e problema lui și lovește pe Matiș. Faul clar, fără îndoială. Hațegan arată că aici e, într-adevăr, e rodat cu toate alibiurile posibile. Știe toate alibiurile posibile. Așteaptă, nu se grăbește. Se sfătuiește cu Mircea Grigoriu și ia decizia corectă. Impresia acolo n-are ce să caute. Decizia îi aparține exclusiv lui Grigoriu. Decizia în sensul de a-i spune că din punctul de vedere penal, că până la urmă este validată de central. Da, dar el a așteptat o confirmare de la cel care era cel mai bine așezat pe direcție, deși și el e bine, dar mai bine decât Tușieră, nu putea să vadă nimeni. Pentru că Tușieră e între cei doi jucători, corect. Da. Și care are exact în fața lui toată acțiunea. Deci decizie corectă. Da. Da, absolut. Bun. Vreau să vedem și execuția lui Popa. Aici o să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Dinu, de ce a ales să trage așa? Că e terenul prost și așezi mingea, e noroi și în ce să dai tare sau ți-e frică? Nu știu, care poate fi explicația? Explicația este foarte simplă. Este un jucător cu o tehnică de lovire a balonului precară. Și atunci alege varianta de a da tare unde o fi și s-o nimeri. Orice jucător, în mod normal, la penaltiuri, execută, mi se pare că nu el, a mai executat la Chindia, mi se pare și a ratat. Dar cred că cel mai în măsură, cel mai tehnic jucător la ora actuală de distribuția Târgoviși și Chindiei, pardon, că e turn de apărare, nu de atac. Deci mi se pare că ar fi fost Neguț. Da. Dom'le, dacă ai fi în situația lui Rednic, Rednic e un om care știe fotbal, incontestabil, a fost un jucător, a trăit în atmosfera noastră, în atmosfera de performanță, chiar când a venit în 83. Atunci, în 83, a fost o perioadă între 80 și 84, în care Dinamo a luat 4 campionate și 3 cupe. Deci el cunoaște această mentalitate. Dar săracul, mă gândeam și eu, dom'le, ce soluții să aibă, că el n-are jucători. Și atunci și jongleriile lui de expresii și de cuvinte pot fi interpretabile. El încearcă de maniera curaj găină că oricum te taie. Înțelegi? Adică el are, știe ce jucători are, știe ce valoare are, știe ce a moștenit și încearcă să, cum se numește românește, să dreagă busuiocul. N-are ce să facă pentru că moștenirea pe care o are el este înfiorătoare.
Și e un fenomen foarte periculos care se petrece cel mai mult în fotbalul nostru, pe care eu doar l-am descris acum vreo două nopți, dar am să-l dezvolt. Din păcate sunt foarte mulți conducători care diminuează autoritatea antrenorului. Cum? Este normal ca un conducător să stea de vorbă cu antrenorul sau cu, eu știu, cu capitanul de echipă. Dar în fotbalul nostru aveți suficiente mărturii că unii conducători nu numai că discută cu antrenorul sau chiar fac schimbările fără capul antrenorilor. Și nu numai ce știm noi cu FCSB-ul. Se mai întâmplă la multe echipe lucruri. Dar merg până acolo încât vorbesc cu jucătorii. În momentul când ai vorbit cu jucătorii, orice antrenor își pierde din autoritate în vestiar și de acolo în continuare. Și se întâmplă lucrul ăsta și la Dinamo? Dom'le, eu spun că se întâmplă frecvent în fotbalul românesc de ani buni. Ce se întâmplă? Este paradoxal. Firesc, convingerea acestor conducători mai puțin obișnuiți cu ceea ce înseamnă fotbalul de performanță, tradiția și așa mai departe, cum vă spuneam eu, la noi când din perioada anilor 50, când era Băcuți cu Călinoi, cu Serfezo, eu știu cu cine erau antre jucători și asta, nu exista decât noțiunea de a câștiga. Și asta ni s-a transmis din generație în generație. Lucrurile astea s-au pierdut, din păcate. Iar părerea mea este că, din punctul ăsta de vedere, nici jucătorii nu mai au educația transmisă în timp să spună, domnule, stăpânul meu este antrenorul. Maniera în care eu mă comport de la antrenament mă duce în echipă de la antrenament. Pentru că am văzut că nu tot timpul antrenorul e stăpân. Deci, eu stăteam și mă gândeam în ultimele zile la Rednic și mă puneam în situația lui. Este aproape infernală poziția pe care o are de a lua niște decizii conforme cu adevărul când depinzi de jucători, de valoarea lor. Nu numai de valoarea fotbalistică și de comportamentul intelectual, pentru că el a avut niște probleme de comportament disciplinar sau de atitudini din partea unor jucători pe care i-a îndepărtat, dar care nu-i aparțin lui, care au fost aduși. Două faze vreau să mai comentăm. Al doilea moment din perspectiva arbitrajului, dacă după ce practic se ratează acel penalti, urmează un corner și dacă după executarea acelui corner, Chindia ar fi trebuit să beneficieze de un alt penalti. Aici la Celea, dacă e sau nu faul, Răuță cred că e acolo, da. Emil, cum ți se pare? Argumentul pro Hațegan, care a lăsat jocul să continue, este că amândoi jucătorii sunt în aer. Hai să mai vedem aici încă o dată. Mie nu mi se, deci, pare. Mie nu mi se pare nimic. Da, păi amândoi sunt în aer, este un duel în condiții de egalitate. Sunt în aer, îl împinge cu umărul, e voie la fotbal așa ceva și da. Și a doua chestiune, de unde pleacă ratarea aceea mare a lui Daniel Popa, care se produce la 0-0, atenție. Mă interesează mai puțin faptul că a ratat Popa. Minutul 60. Mă interesează mai puțin că a ratat Popa, până la urmă Popa a ratat inclusiv un penalti. Dar cum se ajunge? Și priviți-l pe Pinto aici. Eu îmi dau seama ce vrea să facă. E, vrea să dea pasă, constată că omul căruia îi dă pasă se răzgândește, dar atinge ninja. Se răzgândește, dar are membrele lungi și inerția e mare, știi, și oprește mai greu. Ce să faci cu asemenea jucător? Puneți-vă și în situația lui Redding, domnule. Este înfiorător. El încearcă să aducă, dar de unde s-a dus? Sau ce va putea să aducă, eu știu, la intervalul ăsta? El, săracul, a fost corect. A zis, domnule, zice, dacă fac 5 puncte la ce marfă am, la ce jucători am, e foarte bine. Dar eu merg peste chestia asta, că tocmai într-o situație de genul acesta trebuie să-i obligi pe jucători să dea totul din ei. Spui, nu, domnule, Dinamo, când intru, sau orice echipă, intru și mă apuc de fotbal ca să câștig meciul, nu ca să fiu sparring partener sau martor la echipa adversă. Deci, Dinamo, Chin, Dia, 1-0. Da. Cam ăsta ar fi rezultatul. Titlu. Bun, hai să mergem mai departe. Spuneam, o să analizăm toate partidele din această rundă. Și acum începem cu Gaz Metan FCSB. S-a jucat la medie și a câștigat FCSB 1-0. Impresii despre meci, domnul Din, după care am câteva lucruri pe care să le discutăm la obiect. Deci, este interesant. Sigur, media și este și el într-o situație foarte grea și el este acolo la retrogradare. Cert este că Mediașul este o echipă oarecum
destul de cu jucători acceptabili din punctul meu de vedere și cu doi antrenori, Poenaru și Dună, care au dovedit că pot să facă niște lucruri deosebite cu jucători chiar mai de slabă valoare decât au acum la Gaz Metan Mediaș. Dar poate că este și o coincidență, Poenaru împreună cu Dună n-au câștigat niciodată și când erau la Clinceni, în vreo 4 sau 5 meciuri, dacă nu mă înșel, în fața FCSB-ului. Deci, e o partidă în care în prima repriză eu n-am consemnat nimic deosebit. Cert este că diferența a fost făcută, după părerea mea, de faptul că au început să aibă o anumită formulă de joc cei de la FCSB, destul de apropiată de adevăr, iar schimbările s-au făcut cu jucători, de exemplu, a fost schimbarea lui Olaru cu Aidă și care a fost decisivă. Da. A contat foarte mult, la fel cum a intrat și Cordea. Diferența la acest joc, care, repet, în prima repriză n-a avut niciun fel de fază periculoasă, iar în repriza a doua, dacă stau să mă gândesc, a fost la situație un 2-1 pentru FCSB. Diferența a făcut-o faptul că de la mijloc în atac, jucătorii de dispune FCSB-ul sunt mai mobili, mai tehnici și cu forță mai mare de pătrundere decât o au cei de la Gaz Metan. Sigur, Gaz Metan a făcut și ea niște schimbări spre final și este golul acesta pe care îl marchează Olaru. Din penalti. Nu, după fază fixă. Da. După fază fixă Olaru. E un șut de la vreo 20 ceva de metri în voleu, un șut deosebit care îl surprinde pe portar. Îl surprinde pentru că eu am asemuit acel gol, dacă vreți, cu execuțiile, poate vă aduceți aminte, ale lui Sinișa Mihailovici. Sinișa Mihailovici avea o lovire extraordinară a balonului. Se și spune că el era stângaci. Se și spune că musculatura piciorului stâng era mult mai dezvoltată decât a piciorului drept. Și de multe ori trăgea de o asemenea manieră încât mingea lovea iarba înainte de a avea contactul cu portarul. Și chiar și șutul acesta pe care l-a avut, dacă nu mă înșel, Olaru a avut chiar această traiectorie. Paradoxal este că retrăgându-se într-un fel și lăsându-i să, blocându-se puțin în apărare FCSB-ul, puteau să fie egalați la o situație foarte mare, minutul 89 al lui Shamed, da, care de foarte aproape face o execuție a la Pinto, cam așa, altceva. Da. Când împingi o minge și o dai la adversar ca Pinto și altceva când vrei să răiei singur la vreo 11 metri, caz pur și simplu, ratezi piciorul de sprijin și mingea se duce așa zvârcolită, plângând, chinuită de contactul cu iarba plină de apă pe lângă poartă. Vreau să vedem o execuție pe care o are Octavian Popescu, pentru că am comentat și în emisiunea de după meci. Vedem extrem de puține astfel de momente în Liga 1 cu execuții grele care ies. Acum n-a ieșit gol. Dar mie mi se pare, dar vreau să vă întreb și pe voi că ați văzut atâtea meciuri în decursul anilor, mie mi se pare că ăsta este un șut corect, adică modul în care îl execută. Că nu intră mingea în poartă, asta este altceva, că nu tot timpul. Din toate punctele de vedere și poziția piciorului de sprijin, care e foarte importantă, da, că la voleu, ca să-ți reușească traiectoria, trebuie să îndoi de o asemenea manieră piciorul de sprijin încât să ai o lovire perfectă a mingii cu celălalt picior. Și vedeți că el, din punctul ăsta de vedere, are o biomecanică perfectă. Interesant că e un jucător tânăr de perspectivă, dar puțin fragil și aici ar trebui insistat la el. Eu cred că mulți alți jucători ar fi preluat. Tocmai să nu încerce ceva dificil cum a încercat Octavian Popescu. Asta e impresia mea. Da. Minutul 86 este un duel între Iuri și Crețu, de Crețu și Iuri, pentru că Iuri e în careul FCSB-ului. Putem discuta de altceva în afară de corner la faza asta, domnul Dinu? Nu știu. Nu, nu ai corner. Corner. Ok, deci decizia centrală e bună? Deci mâna stângă nu este o mână de a lovi. Este o mână care se scurge pe lângă atacă. Pe lângă Iuri, da. Și minutul 90, intrarea pe care o are Francisco Junior asupra lui Olaru.
ia galben, întrebarea e dacă e suficient cartonaș galben și cumva ar fi trebuit roșu pentru acea mână în deci bagi. Prima dată este mâna stângă. Uite aici, aici să vă mai bine. Iar mâna cealaltă care vine din spate este lovire. Da, e clănțăne dinții lui Olaru. Deci vi se pare de roșu? Nu știu dacă e neapărat roșu. Da. Haideți să facem o comparație. Sigur că noi avem probleme mari cu arbitrii noștri din toate punctele de vedere, dar aduceți-vă aminte că și în celebrul Madrid Real cu Madrid, cu Atletico, au fost vreo două faze cu cel mai bun arbitru al Spaniolului, Martin Lajos, și în care, după părerea mea, se putea dea chiar roșu de la început pe niște intrări ale madrilenilor. Și a mers mai departe și a venit deja cu un cartonaș galben după vreo 15 minute, când în două faze precedente putea să fie chiar de roșu. Nu mi se pare acolo, pentru că nu este lovitere, evident. Adică el nu-și ia elan cu mâna. E o barieră. E, da, mai degrabă o barieră și o mișcare scurtă, dar bine țintită. Ok, să admitem că galben e suficient. CFR Cluj-Mioveni, CFR, nu neapărat că era sub presiune, dar FCSB diminuase iarăși distanța la 5 puncte, a urmat acest meci disputat aseară, victorie scurtă, 1-0, cred că fix cum îi place lui Dan Petrescu. Nu numai cum îi place lui Dan Petrescu, încercam așa să mă reamintesc. Am o vârstă uzură, dar anumite lucruri mai țin minte. Deci este exact cum ai spus tu, Adam Petrescu, el are foarte puține jocuri pe care le câștigă. Sunt vreo 3 jocuri, mi se pare, de la începutul campionatului, în care se duce, mi se pare, cu Dinamo, are un 6-1, mai are un 4-1 și așa mai departe. În rest, 1-0, 2-0 cu economie de joc și cu, și dacă vreți, cu o precauție ieșită din comun. Practic, ca să joci cu Academica Clinceni, cu un antrenor nou, cu Mioveni, nu mă gândeam că seamănă, să joci cu Mioveni, care este o echipă, eu spun, ordonată, foarte bine așezată de Perici, o echipă care se așează bine în teren, dar ca să joci cu Mioveniu și din punctul ăsta de vedere, tu să nu ai niște situații deosebite de a marca, adică din câte situația este un 2-2 per ocazii, spune de la sine foarte mult. Ca să nu mai zic, din nou, dacă pe Mircea Renică îl înțeleg că încearcă o formă diplomatică de a declara la ce taraf de jucători are acolo, dacă se poate numi așa, că a dus și în timp, din păcate, și nu ne-a mai dă discuții mai complexe, dar nu s-o abandonez pe curând. Deci este foarte interesant că de data aceasta la Mioveni, declarația de după meci al lui Dan Petrescu este uluitoare pentru mine. Este uluitoare. Și nu este prima care o face de maniera asta șocantă, mirabolantă, cum vrei să-i spuneți. Deci nu poți să spui că ca să învingi cu Sevilla este ceva normal, dar nu este ușor, cam așa o chestie de genul ăsta, nu e ușor ca să treci peste Mioveni, felicitări eroilor. Stai puțin, eroi care? Eroi poate ăștia care mai sunt acum, de Colin, care mai e să treacă dintr-o casă într-alta, dacă să bați tu CFR-ul pe Mioveni și chinuit, practic, dacă stai să te gândești la situația ocazilor și așa mai departe, mi se pare complet inexplicabilă o astfel de atitudine de declarație, care nu este prima, este un lanț întreg care, după părerea mea, îl demonetizează pe Dan Petrescu, care are un realism de joc, nu întâmplător echipa CFR-ului a câștigat campionate, câștigă meci. Mă rog, cu maniera asta... În ultimele 7 etape are 7 victorii fără gol primit. Fără gol primit, da, este clar, pentru că este o echipă care se apără în majoritatea situațiilor și reușește prin niște acțiuni individuale de sclipire, nu de combinație ale jucătorilor de care dispune în atac. Asta a fost filozofia lui. Și acum, toți cei 4 ani în care s-a apărat la CFR. Da, adică el, ceea ce reușește să marcheze este, dacă vreți, un șut al lui Costache care e o respingere. Da. Deci este cu șansă. Mă interesează reacția portarului, cum o comentați. Pentru că pare un pic ciudată. Adică el, după ce ia gol, lasă din gesturi să se înțeleagă că n-a văzut mingea. Da. Dar totuși mingea îi trece foarte aproape de el. Și pe lângă asta,
cel mai apropiat jucător de el, care să zicem că l-ar fi putut masca. Nu, asta golul, golul de la CFR cu asta este Olaru. Golul lor. Da, golul de la Medeș. Exact ce am spus eu, că lovește pământul înainte de... Da. O să vedem golul de la, de la Cluj. Deci, repet, tot ce poate el să invoce, faptul că este mascat, nu prea rezistă, pentru că cel mai apropiat jucător de el, o să vedeți, este pe la distanță. 8-9 metri, da. Adică ai timp suficient. Uitați-vă. Deci acum deci se respinge, este respinsă, ies din careu și uitați-vă. Da. Mai mult de 8 metri, 9 metri. Și nici măcar reacția pe care el o are, mi se pare lentă, mi se pare fără, nu știu, ciudată. Foarte ciudată. Da. Și, da. Și aici, nu știu dacă aveți, dacă dați, seamănă cu ceea ce s-a întâmplat cu Chamed. Deci în minutul 87, Rusu are o ocazie foarte mare în care putea să egaleze la partida aceasta. Da, 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 da. Are un șut pe lângă, dar nu de maniera de a cădea din picioare înainte de a lua mingea la Chamed. Da, mă, și aici poți să-și întinzi mâna. Exact, măcar să ai un reflex de portar. Să întinzi mâna, exact. Sau să te întinzi, nu exact. Trebuie să sari. Exact. E ciudat, ciudat. Da, probabil bine, că bine, și după un portar ne-ar putea explica și, ce s-a întâmplat aici. No, și după nume Popescu e un nume de funcționar, nu neapărat. De fotbalist, da. O singură fază de arbitraj, în minutul 12, cei de la CFR au solicitat penalti, George Găman a fost central. Este o fază cu Susici în suprafață de pedeapsă a Mioveniului și centralul a lăsat jocul să continue. Haideți să vedem această fază. Da, întâi Sușici atinge mingea, da. După care apărătorul atinge și el mingea și o scoate din poziția lui Sușici. Da. Adică mi se pare decizie curată. Corectă. Da. Mi se pare decizie corectă. Și mie mi se pare la fel. Voluntar Craiova s-a terminat 1-1 cu un gol egalizator pentru Craiova marcat foarte târziu de vână. Câteva scurte impresii, dar cred că mi se pare că rezultatul e corect la ceea ce s-a jucat la Voluntar, domnul Dinu. Corect, bineînțeles că voluntariul, cred eu și nu numai eu, cred că absența lui Tamaș s-a văzut într-o oarecare măsură. Numai că, gândindu-mă la radiografia jocului, Craiova a contat mai mult doar în prima repriză, când a avut două situații de a marca. E adevărat, ambele foarte mari. Este vorba de șutul lui Pap și de asemenea de șutul lui Bairam pe care îl prinde, mi se pare, portarul. Popa, da. Popa. Deci este prima repriză în care domină realmente Craiova. Și bineînțeles, pentru că dacă stăm să ne gândim cu Vătăjelul, cu Vlădoiu pe benzi, pentru că și ei au jucat un fel de cinci, dar cu trei apărători, după părerea mea, care sunt mai mult decât riscanți, în principiu, plecând, dacă vrei, de la Bălașa. În momentul precedent l-au pierdut cu apărătorii centrali. Au jucat cu Bălașa, cu Constantin, care totuși mai are o experiență, și cu Screciu. Acum însă au avut jucători mai rapidi și Vlădoiu și Bătăjelu pe benzi, ca să nu mai spun că și Bairam și Ivan s-au văzut din punctul acesta de vedere și au fost mult mai rapizi decât ceea ce înseamnă defensiva voluntarului, din nou cu trei apărători, dar din care pe undeva ca experiență, plasament, deși am mai vorbit de lucrul ăsta, nu mi se pare că are, eu știu, de la 17 ani când l-am avut jucător, l-am luat de la Brașov pe Tamaș și el nu are niște calități deosebite de fundaș, pur și simplu. Adică marcaj, de posedare, oarecum joc de capare. Deci el este un jucător însă intuitiv, care știe să se plaseze în așa fel încât să intercepteze mingea, dar nu este un jucător cu execuții pure eficiente de apărare. Și din punctul ăsta de vedere, totuși, în repriza a doua, dacă stăm să ne gândim, voluntariul își putea continua seria de rezultate pozitive, numai că schimbarea aceasta undeva inspirată schimbă Regenkamp și apare Bână, care de fapt și reușește să egaleze de 11 metri, când mai erau probabil... Acțiunea a fost golul. Sau da, da. Da. Au cerut, e adevărat, niște penaltiuri și sunt câteva faze, pentru că vreau să le comentăm. Horia Mladinovici central. Dar iartă-mă, înainte de faptul ăsta, la 1-0, din câte mi-aduc aminte, la 1-0, deci golul lui Ricardinho, Nemeț are o ocazie extraordinară în
în minutul 77, din apropiere, trage direct în, rea, direct în portar. Deci acolo, dacă se făcea 2-0, nu mai se ajungea la golul vână. Bun, minutul 6. Este o fază și ne întrebăm dacă voluntar ar fi meritat penalti. Mladenovic a lăsat jocul să continue. Aceasta este. Relorile sunt bune, mai ales cea din spatele porții. Cred că e ultima reluare. Screciu cu rață. Asta e reluarea aceasta. Domnul Dinu, cum vi se pare? În primul rând, mi se pare că Screciu nu e apărător. Deci un apărător care se duce în situația, se duce direct pe minge. El se duce pe lângă minge, atinge și mingea. Părerea mea că nu este de penalt. Că nu este. Emil. Da, așa zic și eu. Interesant este că în faza asta Screciu atinge mingea și de la o parte jucătorul. De regulă, în asemenea atacuri ale apărătorului, rămâne adversarul pe loc și sare mingea. Acum a fost invers. A sărit de acolo adversarul, dar în condițiile în care, într-adevăr, apărătorul Screciu atinge mingea, joacă mingea și îl dă la o parte pe... Exact ceea ce spui, Emile, eu cred că am fost apărător acceptabil, așa. Există o fracțiune de secundă când ai asemenea faze ca apărător, în care, domne, în fracțiunea de secundă ai schimbi de viziunea de asemenea manieră încât vezi și așezarea și imediat cu coada ochilor trebuie să vezi unde e mingea, că te duci acolo să o ataci. Dar săracul Screciu nu are calitățile astea, nu are concordanța asta între vedere, decizie și acțiune. Minutul 55, un posibil penalti pentru Craiova de această dată, un duel între Meleche și Bălașa, după un corner. La fel, relorile foarte bune. În ce minut ai spus? Acum, 55. 55. Vedem reluarea și... cum spune, la picioare, aici. Emil. E contact. E un contact, chiar dacă nu e dorit de Meleche, chiar dacă e involuntar, dar îl calcă acolo pe tendon. Dacă e la centrul terenului, dai fault. Eu spun totuși că, aducându-mă aminte așa și, mă rog, cum îmi notez eu, că asta mi-e, așa m-am obișnuit de când comentez vreo 20 ceva de ani fotbal, Emil știe încă de la televiziunea română. Deci a mai fost o fază foarte delicată. Minutul 28 este un penalti, după părerea mea, din nou la Meleche. Prima dată la Meleche. Deci are o intervenție extrem de periculoasă, după părerea mea, de roșu pe Bayram. În minutul 26. Da, aia nu e care eu, faza. Într-adevăr, nu știu dacă e o discuție dacă e cartonaș și roșu acolo, el primește galben. Dar aici, vi se pare penalti sau nu, domnul Dinu? Sunt circumstanțe, dar poți să zici că nu sunt niște lucruri care să ducă spre decizia aceasta. Mai departe, minutul 74, o intrare a lui Ion Gheorghe, dacă mi-am aminte la Vlădoiu, da. E, aici, Mladenovic nu dă nici fault. Reghecan protestează, primește galben, dar mă rog, mă interesează mai puțin că a primit galben antrenorul, mă interesează dacă aici roșu. Și aici, roșu, nu? Roșu pentru că călcâiul se duce oarecum, atinge mingea, iar restul tălpii jucătorului se duce exact pe tibia adversarului. Da. Și putea să fie, ferească Dumnezeu, dramatic. Foarte tare intrare. Eu mă mir cum aici nu pot să fie nici măcar fault. Când de fapt intervenția e de roșu. Chiar dacă tu te duci un pic pe minge, oricum este asistentul foarte... Asistentul nu e pe partea asta? Ba da. Dăm 10 secunde ca să încheiem discuția asta. Deci, în proporție, am și o anumită vechime în fotbal și sunt în măsură să fac o asemenea apreciere. Arbitrii, dacă vrei, eu l-am prins pe Andrei Rădulescu, pe Colo și pe cine vrei, în proporție de 90%, chiar aproape de acum vreo 7-8 ani de zile, erau în proporție de 80% foști jucători de fotbal. Rar dacă se nimerea unul care să nu fi jucat. Chiar dacă Crăciunescu a jucat pe la divizia C, probabil a fost talentat, Porumboiu la fel, dar aveau, înțelegeau dinamica fazelor. Proporția este inversă. 90% din arbitrii care avem noi n-au jucat fotbal. Și e foarte greu, dacă mai intervin și directivele care sunt incontestabile, și după ce că ei nu înțeleg niște faze și au și comanda plecată, vă dați seama unde am ajuns. Da. Și mai avem o fază, minutul 84, dar pe aceasta nu insistăm, pentru că, deși Craiova a solicitat penaltii, mi se pare că decizia lui Mladenovic este bună, mingea practic îi vine foarte de aproape în mână, care o lua armaș, dar o avea lipită de corp. Nu cred că avem ce discuta aici.
Nu. No. Nu, mâna e lipită de corp. Bun, mai departe, Sepsi Faru, spuneam că a fost un meci care l-a iritat extrem de tare pe Hagi, dar până să vedem ce a spus Hagi și până să analizăm arbitrajul, că de la arbitraj au plecat, în general de la arbitraj pleacă toate în Liga 1, despre meci. Cum vi s-a părut meciul și dacă... Dacă tot ai pornit discuția asta, după părerea mea, la fel cum am vorbit de rolul conducătorului în fotbal românesc, și aș putea să vă... Dar nu vreau să dau că nu mai e timp. Deci, la fel, din punctul acesta de vedere, este decisivă atitudinea antrenorului când discută cu echipa, indiferent dacă a fost jafarmat făcut de arbitru. Părerea mea e că el nu trebuie să pornească de la această discuție, el trebuie să pornească la cea jucată echipa lui. Pentru că asta este important. A că te-a dezavantajat arbitru, mergi până acolo încât ca să-ți întărești atitudinea, gândirea, reacția, prestația propriei echipe, încât să nu-i dai circumstanțe că ne-a furat arbitru. Că atât așteaptă jucătorul. Stai, dom'le, că noi am jucat. Nu, dom'le, voi n-ați jucat, dar ați ajuns să ne dezavantajeze arbitru. Că probabil că nu era cazul să ajungi acolo. Asta e mentalitatea mea și a generației mele. A dispărut de mult. Dani, eu zic că aici e și o chestiune care ține de context. În tur îmi aduc aminte că au fost mari probleme la Constanța, cu scandări xenofobe. Ambii antrenori eliminați, era Leo Gozavo atunci. Da. Cu Nițui, care a fost scuipat și agresat de... Și prins atunci la Flash Interview, dacă mi-a aduc bine aminte. Deci meciul ăsta a avut o încărcătură. Hagi a fost scuiduit aici când a apărut pe stadion. La Sfântul Gheorghe înainte de meci. Iartă-mă. Vă rog. Iartă-mă. Deci Emil spune foarte bine. Deci sunt niște probleme pe care trebuie să știi să le eviți, să n-ajungi la chestia asta. Haideți să ne aducem aminte care este antrenorul străin pe care l-avem noi la ora actuală. Eu zic că Bergodi. L-ați auzit pe Bergodi, care antrenează de vreo 7 ani, să vorbească de arbitraj la sfârșitul meciului? Deși ceea ce mi se pare, mie nu mi se pare neregulă ca un antrenor să vorbească de arbitraj. Niciodată nu l-am auzit pe Bergodi să invoce arbitrajul că a pierdut meciul. Au fost probabil niște discuții. Este altă educație. La fel cum această educație, luați-o cum vreți, o găsesc în mare măsură și la Regencamp. Care l-ați văzut că el de urmă nu discută arbitru. Mai sunt unii care... Stai prost, că mă rog. Stai puțin, domne, asta e. Pelici, iar e de genul Pelici, ăsta. Da. Deci nu, sunt niște oameni cu anumită educație. Deci, încă o dată spun, din punct de vedere al eficienței actului educativ, antrenorul niciodată nu trebuie să pornească discuția de analiza jocului că ne-a furat arbitru. Nu, cu ce am făcut eu. Ok, vreau să dăm un pasaj din ce a spus Hagi. Nu durează mult. El nu se referă neapărat la arbitraj, ci la multe chestiuni pe care le amendează, mai ales despre modul în care sunt crescuți tinerii fotbaliști în România. Și de asta mi se pare important. Dar prima dată l-ascultăm și apoi vedem dacă are sau nu dreptate în viziunea noastră, evident. Un jucător când se dă, simulează, trebuie să stea afară un minut. Am fost și la Comisia Tehnică la UEFA. Acel arbitru, îi amintesc că am fost și în Comisia Tehnică la... când s-a votat lucrul ăsta. Și uite așa la mine, mai avea puțin și îmi vorbea, era așa de arogant față de mine... Și eu trebuie să stau să mă uit la el. Hagi când vă spune, eu zic că cât de cât le gândesc, culmea e că se mai și împlinesc, ce zic eu, și zic bine. Se antrenează și astea? Eu n-am știut asta. Dar văd că se antrenează, în România se antrenează lucrul ăsta. Caz pe jos, sipă, și nu mai stai acolo câte 7 minute, cârcei cu nemiluita în orice repriză, minutele de joc se duc la... Nu știu când s-a jucat repriza. Și după aia vreți performanțe, vreți în Europa, vreți să ieșim în lume. Cum să ieșim în lume? Când noi vrem să provocăm toate astea. Eu îi zic public să se ridice, să alerge, să facă cum făcea în trecut, să dea goluri, să facă bine. Nu să provoace. Pentru că asta nu are nicio legătură cu fotbalul și de asta suntem unde suntem și nu o să ieșim în Europa. Și după aia când ne jucăm cu echipa națională, scoate în limba, ne alergă ăia de, au posesie 70% și noi alergăm după minge și stăm. Și oricând o să jucăm și noi fotbal. E incredibil la juniori, la copii. Una, două, cad pe jos. Păi și tu când vezi de mic atâta să faci numai asta, ce cultivi, asta iese. Ce cultivi, asta iese. În loc să-l cultivi să stea sus, să alerge, să nu ceară, să nu cerșească, să se lupte.
să învețe să lupte, nu să cadă jos. Asta spune Hagi. Are sau nu are dreptate? Din punct de vedere al conținutului, multe din lucrurile astea sunt conforme cu adevărul, dar trebuie să te gândești de la educația incipientă a jucătorilor noștri. Adică ce înseamnă noțiunea de fair play, de corectitudine sub toate formele, de felul în care trebuie să abordezi anumite contacte și așa mai departe. Însă părerea mea e că el, săracul, se aprinde, pentru că el a fost un jucător extraordinar, un tip care din punct de vedere al carierei va rămâne în istorie incontestabil ca cel mai important jucător, cel mai inventiv, cel mai dotat jucător român. Problema care este că el este pe undeva victima faptului că el unde a antrenat? Numai în România. Deci, a antrenat un pic și prin Turcia. A antrenat în Turcia puțin la Galatasaray. La Bursaspor. Dar stai puțin că... Deci tot în Fanar. Tot în Fanar. Același mediu. Ca zonă. Tot în Fanar. Deci acolo există... Deci eu am prins și anii până 67-68 jucam de vreo 5 ori. Aveam relații foarte bune. Dinamo cu Fenerbahçe. Jucam pe acolo până în Turcia. La cea mai mică greșeală ce se striga arbitrului, nu îi se poate traduce. Părerea mea este că Gică săracul suferă la ora actuală și are și un consum deosebit care îi dă stările astea de oarecare agresivitate verbală. Emil, părerea mea e că are perfectă dreptate. Dreptate și, are, pleacă, și totul pleacă, într-adevăr, cum spunea și mister, pleacă de la educația copiilor. Adică acolo, dacă am avea antrenori competenți, bine intenționați, bine plătiți, ca să nu facă acele compromisuri, cred că de acolo ar trebui să plecăm. Dar ce se întâmplă într-adevăr în fotbalul nostru, cu toate simulările, cu toate teatralismele astea și în general scene care chiar te fac să râzi, în comparație cu bărbăția, cu virilitatea care există în Germania sau în Anglia, când vezi într-adevăr, sunt meciuri pe muche de cuțit, pe final, mai sunt câteva minute, nu trage nimeni de timp. Toată lumea caută beregata adversarului, caută să câștige. Acolo trebuie să tindem. Bun, dar spre deosebire de alte meciuri, meciul ăsta de la Sfântul Gheorghe, chiar a fost un meci de calitate, cu rim, adică s-a jucat. Acum că pe final l-au mai și tras de timp, trebuie să ne raportăm că suntem și în România. Dar mie mi s-a părut un meci cu un rim bun. Da, incontestabil din punctul ăsta de vedere, dar mă întorc la ceea ce spunea Emil și îmi răscolește memoria. Mi-aduc aminte că prin 81-82, vara, noi făceam Dinamo, făceam niște turnee în Germania. E adevărat, jucam și cu echipe mai bune, dar jucam și cu băieții de... Ajungeam, jucam cu niște amatori și era foarte interesant, în special după joc, crembuști, cortul, berea și așa mai departe. Dar în momentul ăla am avut o perioadă în 81, dacă nu mă înșel, după ce Ferguson era la Aberdeen și câștigase cupa cupelor, mi se pare, 1-0, la Göteborg, nu parcă pe Real Madrid, mă rog, mai scapă și mie anumite lucruri. Dom'le, stăteam seara la șuietă cu el. Și la un moment dat am jucat chiar un meci Dinamo în perioada aia cu echipa lui, cu Aberdeen. Și am bătut cu 2-0, dar fără drept de apel. Și, cum să vă spun, șuieta nu neapărat cu mine, că eram în pauză atunci. Dar cu ceilalți începea cu Johnny Walker și se termina cu Vindărin. Și era până la 4 dimineața. La 9 dimineața el și cu secundul lui McLean, ăla care era tot așa, care pe aia a fost și pe la echipe mari și pe la echipa națională, ei la 9 dimineața erau un short și țipeau alergările. 20-20, 40-40, 60-60 și țipau, urlau. Și m-am spus că este foarte interesant. Vezi, Cornel zice, bine, e un tip extraordinar. Am mai păsat așa în relații cu el, mai mult prin Ionuț Lupescu, care e foarte bun prieten cu el și care undeva e un fel de copil de-al lui și au foarte des întâlniri. E un tip fabulos și îmi povestește, zice, scurt, zice, dom'le, vezi, voi aveți tehnicitate, noi nu avem asta, noi avem puterea asta de luptă, zice, dacă te uiți la un meci la copii la noi, se întâmplă ca doi copii să se ciocnească și unul să-i spargă nasul și să-i curgă sânge. Se duce pe margine, suce la taicăsu, taicăsu scoate Batista, îl șterge la nas, du-te și calcă-l tu în picioare pe ăsta acum. La noi nu, la noi e invers. Arbitru, antrenorul, sare pe ăla, hai să plătim antrenorul, hai să plătim arbitru.
noi ne păcălim de mici și atunci sigur că ajungem la nervozitățile astea, da, care pe fond sunt, sunt justificate. Trebuie să comentăm arbitrajul, pentru că a fost vehement contestat de Hagi. Ionuț Cozu a fost central. Minutul 6 este faza la care se acordă penalti pentru Sepsi. Fază foarte interesantă. Cred că seamănă cu ce am văzut la Iliev cu Matiș. Însă aici decizia aparține centralului, pentru că este dat imediat penaltiul. Penalti? Emil? Da. Cred că da. Așa mi se pentru că ratează mingea și dă în capul adversarului. Exact. Emil a spus esențialul. Deci el nu atinge mingea, se duce pur și simplu. Sigur că e mai puțin agresivă faza decât faza penaltiului de la Dinamo cu Chindia. Da. Dar este totuși o agresivitate. Bun, deci decizie corectă a arbitrului. Apoi, în minutul 19, se dă fault în atac, sau mă rog, nu se dă penalti, la o fază pe care cei de la FAR o consideră asemănătoare. Ah, bă, da, se dă fault în atac. Larie cu Nițuri. Aici atinge purtarul mingea. Și nu, era, eu am fost foarte atent să văd dacă nu cumva atinge mingea după ce îl busculează pe Larie, că putem zice, dar nu. Este... Nu, e mingea lui, clar. Da. N-are nicio vină că e Larie acolo băgat sub corect. El. Decizie din nou corectă lui Coza. În joc de cuvinte, arbitrul cheamă Coza. Știi că e celebra aia poezie, Umbra lui Mircea la Cozia. El, Coza și încă vreo 80% din arbitrii ăștia sunt umbrele lui Porumboiu, al lui Crăciunescu, al lui Igna și aș mai pune la lui Lică. Și arbitrii care, repet, au provenit din jucători. Golul marcat de Faru este anulat pe motiv de offside în minutul 20. Este o fază senzațională, foarte frumos construită și finalizată de Eli Fernandez, dar Fanionu era ridicat în momentul în care se pasase către Eli Fernandez. Și avem o cameră, adică o reluare de pe linie acum, cred că doar sistemul VAR ar fi putut spune clar. Dar ne dăm cu părerea pe ceea ce vedem. Cum vi se pare? Puțin offside. Cred că e umărul, i-a plecat, da. Fernandez. El i-a plecat și umărul drept, cred că pentru că noi trebuie să scoatem din calcul mâna lui Dimitrov. Da, o mâna scoatem din calcul. Da, e doar piciorul, nu, genunchiul stâng al lui Dimitrov, sau umărul, mă rog. Dar umărul lui Eli Fernandez e posibil să fie. Chiar și genunchiul stâng al lui Eli Fernandez, cred că e în offside. Așa mi se pare și mie, că e offside. I-a plecat, i-a plecat. Da. Ca fază frumoasă. Fază frumoasă, da. Bine, dar dacă stai și te gândești la ce viteză are Eli Fernandez, care mai mult cum arată e din Mato Grosso la festivalul de la Rio și ajunge să facă 1-2, vă dați seama la ce apărare are în față. Și mai este un moment în minutul 90 cu o altă fază la care viteza lui nu e nici de la trotinete, e de la roabă ceva lui Eli Fernandez. Aici. E incredibil un meci în care să ai 3 momente de genul ăsta de judecat. Mi se pare că ți se întâmplă o dată la 50 de meciuri. Cum e aici? Aici nu e. Joacă mingea, se duce peste el. Nu cred că este... Sigur, atinge întâi mingea și după aia se ciocnește. Aici atinge mai clar înainte mingea decât la Larie. Vezi că, iartă-mă că te întrerup. Vezi că suntem mai aproape de adevăr când vorbim de arbitraj eu cu Emil decât când vorbim cu specialiști în arbitraj. Aici la emisiunea asta. Vorbesc foarte serios. Da, păi văd că nu mi-asum, suntem în contradicție. Îmi asum toate riscurile. Ok. Vreau să mai vedem o fază de la UTA cu Botoșani. S-a terminat 0-0. Dar e o fază din punctul meu de vedere foarte importantă, pentru că este minutul 15, arbitru Marcel Bârțan. Și vreau să vedem și vreau să vă întreb dacă... Altă umbră și Bârțan. Păi există altceva decât umbră? Majoritatea sunt umbre. Păi umbre de arbitru. Majoritatea sunt umbre, da. Umbre comandate. Asta e și mai grav. Bun, deci minutul 15 la UTA cu Botoșani avem această fază. La care nu se dă nimic. Și există o reluare din spatele porții. E hands? Sau nu e hands? Că dacă e hands, este și penalti și e și roșu. Asta e reluarea. Cred
Cam da. Întinde contul către minge. Se vede foarte bine către minge, da. Se duce cu mâna pe traiectoria mingii. Da. Și o și împinge în lateral, e și pe cadrul porții, penalti și cartoș roșu. O trimite afară, mingea. Asta ca să vedem cum se... pentru că la finalul meciului, Balin și cei de la UTA n-au mai vorbit de arbitraj cum au vorbit acum o săptămână după meciul cu FCSB. Adică cum se poate întoarce de la o etapă la alta. Da. Bine, ceea ce este de admirat, din păcate, și la partida asta, că au probleme acasă când joacă UTA, este admirată galeria, care este fantastică. Da. Încurajează, din primul rând, și dacă vrei, și ca prezență. O atmosferă deosebită. Pentru acolo. Că... Haideți să vedem și clasamentul după această etapă a 19. Mai sunt încă două runde de disputat în 2021. Prima va începe mâine, pentru că este intermediară, după care în weekend etapa cu numărul 21. CFR face cartul de 8 puncte față de FCSB, dar sunt cele două echipe care s-au rupt de restul formațiilor, după care o bătălie mare. De la locul 3 până la locul 9 sunt 7 puncte și toate aceste echipe practic au în continuare speranță de play-off, dacă nu cumva și Sepsi, care a venit la 6 puncte de ultimul loc de play-off. Jos, Clinceni a făcut puncte în ultimele etape, Dinamo a câștigat, Craiova n-a câștigat, Mioveni n-a câștigat și practic clasamentul se cam strânge, mai ales să ținem cont și de înjumătățirile care vor avea loc atunci când se va intra în play-off și în play-out. Mulțumesc mult, domnilor, pentru prezență. Cornel Dinu, Emil Gălinescu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Seară bună!